Ionuț Varodi, noi dezvăluiri. Ce spune bucătărașul Lulu despre noua echipă formată de Mirela Retegan pentru spectacole? După ce și-a dat demisia din mult iubita trupă pentru copii, cunoscutul bucătăraș Lulu din Gașca Zurli continuă seria dezvăluirilor. Amintim că, la începutul lunii ianuarie, Ionuț Varodi și alți doi colegi de-ai săi au decis să demisioneze, după 14 ani de colaborare, la rolurile care i-au consacrat în gașca Zurli. Ce spune bucătărașul Lulu despre noua echipă formată de Mirela Retegan pentru spectacole? Dacă inițial Ionuț Varodi declara că nu ar fi dorit să discute prea mult despre plecarea lui din gașca Zurli, iată că, ulterior, actorul care îl juca pe bucătărașul Lulu a decis să facă dezvăluiri. De curând, tânărul a vorbit și despre noua echipă formată în scurt timp de Mirela Retegan a pentru spectacole. Nu sunt noi mascotele, sunt singurele rămase. Eu știu mascotele acestea de doi ani, din perioada pandemiei, nu este ceva nou pentru mine. Cunosc conceptul, deci nu am cum să-mi dau o părere. Părerea mea este că animatorilor nu li se vede chipul pentru că Mirela s-a gândit la longevitate. Habar nu am prea multe, ea le-a făcut. Mascotele care apar acum la spectacol sunt făcute de patru ani. Nu are nicio legătură cu faptul că s-ar fi gândit că dacă pleacă unul dintre ei să nu se știe ce și cum, a spus Lulu. Scrie Click Pro. Ulterior, Ionuț Varodi a vorbit și de prejobul său viitor. Actorul susține că înainte de a se decide să renunțe la gașca Zurli, a analizat cu atenție și s-a gândit unde va lucra în viitor. Viitorul meu sună foarte bine. În primul rând mi-am deschis propria agenție de publicitate, întrucât am fost și social media manager și am avut rezultate foarte bune. Nu îmi pot ignora pasiunea pentru online. Deja am început să lucrez cu două companii și un artist. Pe lângă asta, îmi doresc să mă întorc pe scenă, încă nu știu sub ce formă, îmi doresc să cânt, să joc, să încerc cât mai multe lucruri noi nu îmi doresc să mă întorc acolo. Atunci când un lucru se termină, oricare ar fi motivul, e clar că e gata, mai scrie sursa anterior menționată. De ce a demisionat, de fapt, Ionuț Varodi din Gașca Zurli? Prin intermediul unei postări pe pagina de socializare, Ionuț Varodi a vorbit despre plecarea lui din Gașca Zuril. Actorul a ținut să precizeze adevăratele motive pentru care a decis să demisioneze. Nu poți să plângi la TV, radio, podcast și să spui că ești abandonată și că așa am ales noi să facem. Urăsc nedreptatea, manipularea și victimizarea, când nu e cazul. Îmi provoacă scârbă, greață, rău fizic. În ultimele luni am trăit cu doi joburi full-time, actor și social media manager, și cu zero timp liber. Lipsa de respect, recunoștință, Apreciere mi-au pus capăt, a fost o parte a mesajului scris de Ionuț Varodi.